astăzi începe în mod oficial vlogul meu, pe care îl voi posta atât pe YouTube, cât și pe blog, direct. Și primul lucru pe care o să-l facem astăzi este să îl oprim pe Biggie. E sâmbătă. Abia încep să pricep ce face aparatul ăsta. Anyway, mi-am luat un Canon GX 1 Mark 2. Am început să mă joc cu el pe noul vlog. Got a fucking vlog. Ceea ce o să facem astăzi este să despachetăm aparatul de epilare definitivă Philips Lumea. Sper să focusezi pe fața mea în tot acest video. Anyway, astăzi o să facem unboxing-ul acestui aparat de epilare definitivă cu care te poți epila în confortul casei tale, Exhibir A. Am deschis cutia pentru că am vrut să arăt lui Ingrid cum arată acest aparat. Însă tot unboxing e pentru că nu l-am mai folosit și o să-l folosesc acum, prima oară, alături de voi. Așa arată aparatul. Vine cu încă două capete. Presupun că unul este pentru față și unul pentru bikini. Însă o să aflăm încă o dată ce citim instrucțiunile. Ce mai avem în cutie? Avem o carte tehnică. Hai să vedem ce scrie aici. Bine ați venit în minunata lume, Lumea. Mai aveți de așteptat doar câteva săptămâni pentru a avea o piele mătăsoasă și netedă. Yay! Am luat doar sprâncene și părul din cap. Evident. Philips Lumea utilizează tehnologia pe bază de lumină intens pulsată, IPL, cunoscută ca fiind una dintre cele mai eficiente metode de prevenire continuă a reapariției părului. Abia aștept. Medici dermatologi, bla 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 bla. Trebuie să înregistrezi acest produs pe philips.com/welcome. Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă aveți tipul de piele 6. Nu vă ardeți la soare niciodată sau aproape niciodată, ten foarte închis. Nu este cazul. I'm really white today. So, yeah. Nu utilizați acest dispozitiv dacă sunteți însărcinată sau alăptați, deasupra sau în apropierea oricăror elemente artificiale, precum implanturi cu silicon. Watch out! Ah, și acum vine partea care mă interesează și pe mine. Peneci, tatuaje sau machiaj permanent. Nu v-am spus, însă am un plan să-mi fac un sleeve pe mâna stângă, pe toată mâna stângă până în sus. Așa că o să fie foarte tare că o să fiu epilată înainte, pentru că dacă mă tatuez, nu mai pot folosi după acest aparat. Dacă ați utilizat loțiune bronzant artificială, mă rog, autobronzant, trebuie să așteptăm ca bronzul să dispară complet înainte de a face o ședință de epilare definitivă. Selectați intensitatea luminoasă adecvată culorii pielii. Bine, și hai să vedem unde mi-aleg intensitatea pentru culoarea pielii. Focusează aparatule! Acesta este capătul cu sticla albastră, care este pentru zona inghinală. Are aici un desen unde îți arată că e pentru zona inghinală. So... yeah. Și cel cu filtru roșu este pentru zona feței și din nou ne arată că este pentru față. Deci nu ai cum să ratezi. Așa arată aparatul chiar după unboxing. Are acest capăt, acest ecran pentru epilarea picioarelor și a brațelor și așa mai departe. Buton e pentru a forma un impuls. Avem aici un indicator al nivelului de încărcare a bateriei, plus 1, 2, 3, 4, 5 și cred că aici o să stabilim intensitatea luminii în funcție de culoarea pielii. Ok, hai să-l încărcăm. Ce îmi place când fac dezastru pe aici. Cablul e destul de lung, which is great. Disperă cablurile care sunt prea scurte. Da, și acum clipește un beculeț verde care ne arată că se încarcă. Așteptăm. Nuanța de piele. Aparatul Lumea funcționează în 5 intensități luminoase diferite în funcție de tipul dumneavoastră de piele și nivelul de intensitate luminoasă cu care vă simțiți confortabil. Sunt foarte curioasă dacă pișcă sau se întâmplă ceva de genul ăsta. Consultați tabelul de mai jos pentru a selecta setarea corectă. Tip de ten. 1. Alb, întotdeauna arsuri fără bronzare. Nu. Bej, arsuri ușoare, bronzare minimă. 3. Brună deschisă, uneori arsuri, bronzare agreabilă. Nici nu știu, sunt bej, arsuri ușoare, bronzare minimă, dar chiar mă bronzez tare vara. Sau cel puțin mă bronzam mai de mult. Nu știu, am impresia că în ultimii ani parcă mă mai bronzez atât de tare cât mă bronzam înainte. Ce-i drept, nici nu mai sunt atât de oxidată să stau la soare și mă și dau factor de protecție 50. Dacă vreau să fiu bronzată, mă dau cu autobronzant sau merg la un bronz organic sau ceva de genul ăsta. Chiar nu am nebunia asta de a sta la soare în continuu cum era mai de mult. Ok,
ok, hai să spunem bej, arsuri ușoare, bronzare minimă. Deși mă bronzez, whatsoever. Se încarcă? De ce nu se mai încarcă? Băi, frate, deci nu te încarci dacă stai culcat sau care treabă. Acesta este LED-ul din spate care trebuie să se aprindă în momentul în care aparatul este pregătit pentru o nouă pulsație. Și ceea ce e foarte important este ca aceste... Ce sunt astea? Nu știu. Să fie în contact cu pielea și atunci o să vedeți că o să se deschidă această lumină din spate care zice ready to go. Notă. Lumina produsă de aparat este inofensivă pentru ochii dumneavoastră. Utilizați aparatul într-o încăpere iluminată optim. E perfectă camera asta neagră. Încărcare. Încărcați bateria înainte să utilizați aparatul pentru prima oară. Încărcarea durează aproximativ o oră și 40 de minute. Da, nu știu dacă o să pot să fac exact ceea ce vreau eu, însă vreau să vă arăt până una alta, până mi se încarcă nouă Philips Lumea, care sunt produsele mele esențiale pe care le folosesc înainte de a-mi usca părul. Și anume, primul produs este crema hidratantă de la Moroccan Oil. Este o cremă pentru toate tipurile de păr. E cremă de coafare, netezește părul, face pur și simplu să fie super fin și astfel poți să te usuci foarte ușor cu peria. Ia uite, uscătorul. Acesta este uleiul tratament de la Moroccan Oil pe care îl pun pe vârful. Hidratează părul, ce să spun, părul meu este blond, decolorat, până la Dumnezeu, așa că are nevoie de hidratare din plin. Da, stați că am un produs care vreau să vi-l arăt și nu e aici. Anyway, să mergem după el. Ce lumină frumoasă e aici, uite, așa. Asta e lumina pe care o vreau. Nice. Și părul să mi se vadă alb. Șamponul uscat de la Batiste. Aici am varianta clasică. De obicei îl aplic pe păr, pe rădăcină, în timp ce îl țin așa ca să se onduleze puțin. Ia uite cum vine lumina nașpa. Lumina nașpa, aurie. We don't talk anymore. A, uite-te. Aici erai. Acesta este un spray de textură de la L'Oréal Paris, care mie îmi place foarte mult. Adaugă și puțin volum și textură. Eu îl folosesc foarte mult atunci când îmi prind părul, de exemplu, în coc sau în coadă și vreau ca, de exemplu, toate firicelele astea să stea puțin mai texturate. You know what I mean? Oh, ce greu e să vorbești una într-una. Nu mai am fixativ. Așa că nu o să folosim fixativ. O să începem să desfacem părul. Începem cu partea de jos și tapăm fiecare șuviță puțin, doar puțin la rădăcină. Apropo, va trebui să-mi aduc un scaun din birou aici. Scaunul ăsta e verde și chiar nu mi se pare că merge deloc cu dressing-ul. Aici în dressing vreau să am un scaun. Un roz pudrat, așa, nu știu ce m-a apucat cu rozul în ultima vreme. Dacă știți voi de unde pot cumpăra un scaun frumos, tapizat cu catifea, roz pudrat, let me know. I'm looking for it. Și mai avem aici bretonul, pseudo-bretonul. Ah, mai este una. Nu avem ce să-i facem altceva, că din păcate nu avem fixativ. Asta o să fie părul. Sinceră să fiu, varianta asta cu uscatul la perie și cu uscătorul de la Philips e shortcut-ul părului pus pe bigudiuri. Bineînțeles că nu rezistă chiar atât de mult ca părul pus pe bigudiuri, însă mi-e de ajuns pentru sâmbătă și duminică, un weekend în care vrei să arăți bine. Și cam mai mâine părul să arate mai bine oricum, se mai lasă puțin. Însă volumul o să rămână, pentru că, ghiși ce, am folosit astea două produse după ce m-am spălat pe păr. And that makes it less, baby. Și acum, practic, este alegerea ta cum vrei să-ți faci părul. Cărare pe mijloc, cărare pe parte, cărare pe alta. Sau, bineînțeles, dacă mergi la un eveniment, pui gel și ia câtă wet look-ul. Mă rog, eu vreau să am așa un păr cozy. Hai să mergem să vedem dacă s-a încărcat minunea. Mai ascultăm niște muzică. Nu știu pe ce ascultați voi muzică, însă ascult pe Zonga. Dar pot să pun și cablul de auxiliar în mașină, pot să ascult și la căști. Pentru că tot timpul am telefonul cu mine. Merge și dacă nu e încărcat tot. O să mă văd. Începem procesul de epilare. După cum vedeți,
atunci când apăs aceste picioruțe, se aprinde lumina verde, ceea ce înseamnă că aparatul e gata să emită o nouă pulsație. Ia cap și păr, faină cum am video. O să începem cu brațele. Apropo, sper că nu aveți păr pe brațe. Dacă aveți, faceți bine și eliminați-l. Aparatul pare să fie ready. Mi s-a părut nouă. Doar cald, nu se simte nimic ca și cum, nu te doare nimic. Și face o lumină roșie. Sincer, dacă asta e tot, de mai aștept să-mi dispară părul de pe brațe. De adevăr, e chiar așa, e doar o senzație de căldură. Oh, super. Adevărul e că mi-e foarte greu să stau fără muzică. L-am pus înapoi, l-am încărcat. E foarte tare, sincer, că poți să-l folosești fără cablu. Poți să-l duci cu tine, nu știu, pleci un weekend la munte și îți dai seama că fix atunci pică cele 2 săptămâni. Trebuie să folosești din nou aparatul. Mi se pare foarte tare că poți să-l încarci acasă, îți lași încărcătorul și pleci practic doar cu clips. Lumea fără cablu. Îmi plac chestiile wireless, ce pot să zic. Ok, girls, aici se încheie primul meu vlog. Voi filma în momentul în care voi folosi a doua oară acest aparat și o să vă țin la curent ca să știți cum evoluează situația. Până atunci, sper să aveți un weekend fine. Prin acest vlog îmi propun practic să postez mult mai mult pe partea de video și să fiu mai apropiată de voi. Bineînțeles, dacă aveți întrebări sau dacă aveți unele requesturi pentru vloguri, spuneți-mi. Eu o să fac tot posibilul să aduc aici pe canal, cât și pe blog, videouri cât mai interesante și sper să ne cunoaștem din ce în ce mai bine în fiecare zi.